Doamne, mângâie inima mea, odihnește-o și fă-i bine cu apele dragostei tale. Caută cu bunătate spre toată alcătuirea firii mele și povățuiește sufletul meu, căci el în mâinile tale este. Iartă-mă pe mine cel mândru, lacom, fățarnic, desfrânat, leneș, neiertător, nemilostiv, bârfitor, mincinos, viclean, neputincios, căci viața mea am petrecut-o în păcate care depășesc nisipul mării. Știu că am murdărit haina sufletului meu pe care mi-ai dat-o și te-am întristat cu căderile mele. Doamne, te rog, vindecă rănile sufletului meu. Ajută-mă să iert celor ce-mi greșesc, cu voie sau fără voie, iar celor ce mă iubesc, răsplătește-le cu darurile tale cele bogate. Pe toți cei ce mi-au cerut să mă rog pentru ei, milostive, miluiește-i cu iubire de oameni. Tu ești un părinte prea bun, răbdător, iubitor și privești cu multă dragoste spre noi, copiii tăi. Doamne, pe tine te iubim, în tine credem, ție ne rugăm, spre tine nătăjduim și ție-ți mulțumim pentru toate pe care le știm și nu le știm. Miluiește-ne pe noi, Doamne Dumnezeule, după mare mila ta, și ne așează în împărăția ta cea cerească. Amin. Părintele Hrisostom Filipescu.